Salut, eu sunt Paul, bine ai venit la un nou podcast din această serie. Astăzi am discutat alături de Bianca Sevastre, o studentă în anul 2 la Facultatea de Informatică din Iași, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Dacă aveți întrebări legate de podcast, nu uitați să le lăsați în comentarii, o să o rog pe Bianca să vă răspund. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! Voiam să te întreb de ce ai ales această facultate. Păi, Iași a fost oricum opțiunea mea, adică la orice facultate aș fi mers, aș fi vrut să fie în Iași. Și nu a fost niciodată informatica punctul meu forte, sau cel puțin așa am crezut eu, dar majoritatea oamenilor din jurul meu m-au îndrumat să mă duc la informatică, inclusiv profesorii de informatică din liceu, și am aplicat la două facultăți, la matematică și la informatică la Iași. Și destinul a făcut să intru la amândouă și am zis, poate asta e un semn să intru la informatică de data asta. Deci îți plăcea mai mult matematica, să înțeleg? Da. Dorința mea numărul 1 era să iau 10 în bac la matematică. Dar ce nu s-a întâmplat. Nu. În păcate. Și eu eram aproape de 10 și eram aproape colegii la mate în liceu, deci. Nu, pe medii din liceu cred că nu au fost niciodată atât de apropiate de adevărata mea valoare, pentru că la română eu aveam mereu 7 în liceu și la bac la română am la 90. O, felicitări! Mulțumesc. Foarte greu! Chiar da! Am înțeles. Și ce presupune mai exact concursul de admitere pentru această facultate? Deci la informatică la Iași, concursul de admitere poate fi dat atât la matematică, care este materia din liceu, materia de bacalaureat, adică dacă știi materia din matematică din liceu, clar poți să intri pe bază de matematică. Iar programa pentru informatică la Iași este puțin diferit, adică este materia de mate info intensiv, adică intră și liste, stivii, cozi, da, partea dinamică mai mult. Și dacă ești de la mate info simplu, cred că trebuie să faci un pic de pregătire sau să te pregătești puțin mai mult în avans ca să poți să intri cu informatică. Deci să înțeleg că materia de la liceu nu e destul la informatică. Nu, decât dacă ești la intensiv, altfel nu e suficientă. Bine, și la intensiv, acum mai depinde de profesor, sincer, că nu toți. Da, am avut colegi care erau la intensiv și totuși nu au făcut față la concursul de admitere. Și eu am participat la concursul de preadmitere când eram în clasa 11 la Iași. Cumva era în aceeași zi cu admiterea, dar aia care erau de clasă mai mică era o preadmitere pentru ei. Și nota aia o puteau folosi anul următor la admitere. Nu mai știu cât am luat în jur de 7, oricum. Nu știu dacă reușeam să intru cu nota aia, dar mi s-a părut destul de complicat oricum. Foarte mult de scris și de rezolvat. Da, partea de informatică, adică proba de informatică, dacă alegi să dai la informatică, e destul de grea. De asta eu, de exemplu, am intrat pe bază de matematică, tocmai din cauza faptului că am vrut să iau 10 în bac la matematică, m-am pregătit foarte bine pe partea de matematică și am putut să intru pe partea de mate, pentru că cred că în adâncul meu îmi doream foarte mult să intru la această facultate, doar că nu eram chiar conștient de asta și cred că de asta am ales matematica, că eram oarecum sigură că aș putea să intru pe matematică. Am înțeles. Și cum a fost anul întâi pentru tine? Pentru mine anul întâi a fost foarte solicitant, pentru că mi-era frică de materii, mi-era frică că doar eu nu fac față, poate n-am făcut alegerea bună, materiile erau la rândul lor destul de grele și credeam că doar eu nu fac față, credeam că doar eu sunt în situația asta și că toți ceilalți sunt mai buni decât mine. Dar nu era așa, toți ne simțeam așa și cred că la orice facultate te duci, anul întâi este cel mai greu, mai ales acomodarea, profesorii, elevii, colegii, toți noi și na, cred că asta a fost cea mai grea parte din anul întâi. Materiile n-au fost așa de grele, dacă aș fi înțeles din prima că nu doar eu mă simt ca și cum nu fac față, cred că ar fost mai ușor. Am înțeles. Și ce părere ai despre materiile pe care le-ai studiat până acum? Au existat materii care mi-au plăcut mai mult și care m-au atras și la care am avut și note mai bune, evident. Și au existat și materii la care nu m-am descurcat, adică nu cred că erau punctul meu forte, cum ar fi structuri de date. Nu cred că este o materie neapărat care îmi place, nu cred că mă atrage, sau Linux-ul, de asemenea, nu cred că este cea mai frumoasă materie pe care am studiat-o eu,
dar le-am înțeles, nu pot zice că au fost vina profesorului, cred că pur și simplu nu mi-au atras mie atenția, dar au fost și materii foarte faine care mi-au plăcut și abia aștept să fac criptografii, deci cred că asta îmi doresc cel mai mult la această facultate, să ajung în semestrul 2 să fac criptografii. Asta în anul 2 sau în anul 3 faci? Nu, în anul 2, în semestrul al doilea, avem introducere în criptografie. A, deci semestrul următor, să înțeleg. Da, revenim atunci cu un update cum s-a părut. Mai ai timp de alte activități pe lângă facultate sau acesta îți ocupă tot timpul pe care l-ai? În primul an, sincer, nu aveam timp de nimic. Adică nu cred că știam eu să gestionez timpul, asta era problema. Că facultatea nu era atât de grea și nici nu aveam prea multe ori încât să zici că nu aveam timp să fac altceva. Dar cred că doar îmi dedicam eu tot timpul facultății și nu voiam să accept că aș putea să fac și altceva în timpul liber, pentru că mă supra-solicitam și nu mai rămânea timp liber pentru alte activități. Dar dacă știi să gestionezi timpul, cred că poți mai face încă o facultate pe lângă asta în același timp și poți să reușești. Ok, ceva pe lângă facultate de info mi se pare foarte mult. Da, e mult, adică, bine, eu ca idee am avut așa un gând să mă mai duc la încă o facultate în timpul facultății de informatică, da, mi-a trecut repede. Da, am înțeles. Și cum sunt profesorii de la facultate? După părerea mea, bine, n-am studiat altă facultate, deci nu pot să știu cum sunt în alte părți, dar față de profesorii mei din liceu, de exemplu, nu sunt foarte diferiți, adică se dedică materiilor, încearcă să explice majoritatea ore de consultații la care poți să te duci dacă n-ai înțeles materia, există programul ROSE la noi la facultate, care de asemenea profesorii sunt implicați și poate să te ajute dacă chiar nu reușești să ții pasul sau poate mai ai și alte probleme și chestii și pot să te ajute. În mare parte eu am înțeles toți profesorii mei, am avut profesori foarte buni, de asemenea m-am ales deja profesoara de licență, deci înseamnă că chiar am iubit o profesoară anume și mi-am ales-o și de licență, așa că nu am o părere proastă despre profesorii de la noi. Da, sunt unii mai dedicați și unii poate nu la fel de dedicați sau poate pur și simplu sunt puțin mai, au mai puțină răbdare, dar toți își fac treaba și își predau materia bine. Voiam să întreb despre programul ROSE. Ăsta e disponibil doar pentru studenții din anul întâi, nu? Nu, este disponibil pentru toți anii de studii. Eu, de exemplu, în anul întâi n-am fost la programul ROSE. Este un număr limitat de locuri și trebuie să îndeplinești una din 3 sau 4 condiții, parcă ceva de genul ăsta erau, ca să poți să te înscrii în ROSE. Bine, tu poți să te duci ca idee, dar nu ești neapărat înscris, pentru că după ce termini un an de, la care ai participat la ROSE, primești un kit pentru studenți care are o tabletă, un ghiozdan, un stick, parcă, mă rog, mai multe chestii genul ăsta care te ajută pe timpul facultății, dacă ai fost activ la activitățile din ROSE în general. Ok, cred că o să particip și eu. Eu, de exemplu, m-am înscris în anul 2 pentru că am avut o restanță și asta m-a lăsat să mă scriu. Da, eu știam că e la noi la facultate doar pentru anul întâi, chiar nu mai țin minte. În anul întâi am aflat mai multe despre asta, dar acum în anul 2 chiar n-am mai auzit nimic. Doar pe site-ul facultății s-au postat câteva anunțuri, dar nu le-am citit legat de acest program. Nu, noi am primit e-mail-uri și formulare și pentru anul 2, deci da, poți participi și în anul 2 la ROSE. Chiar am fost săptămâna trecută la o întâlnire de ROSE la structuri de date. Cum stă treaba cu organizațiile de voluntariat la facultate? Facultatea de informatică are o asociație de voluntariat, ASI, Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni, care are mai multe departamente, proiecte, programare, media și PR și cred că încă un departament care relații interne și relații externe, la care poți să te înscrii, trebuie să completezi un formular, să te prezinți la un interviu și pe baza interviului ești acceptat sau respins. Eu, de exemplu, am vrut să mă înscriu în anul întâi, am ajuns până la interviu, dar am întâmpinat niște probleme și nu am mai putut să ajung la interviu. Am înțeles. Și sunt situații, adică sunt super strict cu interviu sau dacă ești o persoană ok, îl treci cu siguranță? Nu, deci eu am prieteni care sunt în această asociație și interviul este mai mult ca să te cunoască, să vadă dacă ești o persoană deschisă, nu trebuie să știi neapărat programare, nu trebuie să fii un om extraordinar pe informatică sau pe orice altceva. E suficient să fii un om ok, să vorbești ok, să vrei să te implici, să ai, nu știu, un spirit practic, să fii o persoană sociabilă, e suficient. În altă, nu am reușit să fac prea multe lucruri,
în primul semestru pentru că nu mi-am gestionat foarte bine timpul și în al doilea pentru că a venit pandemia și am venit înapoi acasă. De asemenea, semestrul ăsta sunt acasă, facultatea noastră face online. Dar Iașiul ca și oraș are foarte multe oportunități. Pe lângă faptul că este un oraș frumos și destul de bun pe partea de informatică, aș zice, eu sunt firme mare în Iași pe partea de informatică, care chiar vin la noi la facultate și prezintă diferite oferte. De exemplu, Bitdefender are internship-uri și chiar au avut și semestrul trecut internship-uri online. Deci sunt suficiente beneficii ca și student, mai ales la informatică. Și pe lângă chestiile astea, ca student ai ceva reduceri la transport sau la, mă rog, pe lângă feroviar, pe care știe toată lumea? Da, ai reduceri la transportul, adică la transportul în oraș, autobuze și tramvaie. Primești un card verde, care, nu știu, eu am crezut că toată lumea îl primești, nu știu dacă este neapărat doar în Iași. Și dacă ești student, poți să-ți iei, dacă ești la buget, poți să-ți iei abonamente de autobuze și tramvaie cu 12 lei pe lună, iar dacă ești la taxă, la jumătate de preț, adică cu 40 de lei pe lună, cu acel card verde. Lei, oh my God. E foarte mult, adică e foarte mult, e destul de mult. Mai ales dacă te plimbi. Și cum e viața de student pe lângă facultate? Frumoasă, mi-a plăcut să mă bucur mai mult de viața de student, în adevăratul sens al cuvântului, adică de viața de student, de a merge la facultate fizic, de a fi în Iași, de a fi oarecum departe de casă, cred că mai ales asta implică viața de student și să înveți să fii autodidact. Cred că asta înveți în mare parte la facultate, pe lângă materii și toate cele, înveți să fii autodidact, să te bazezi tu pe lucrurile importante și să gestionezi tu modul în care îți petreci timpul și modul în care alegi să trăiești până la urmă, că în liceu trăgeau profesorii de tine, sunau părinții dacă aveai note proaste sau dacă lipseai de la școală. Facultate nu se ocupă nimeni de chestia asta și trebuie să înveți tu singur, să te duci la cursuri că te ajută, să te duci la seminarii chiar dacă nu au prezență obligatorii, pentru că mai târziu te vor ajuta și în sesiune se vede diferența. Da. Și voiam să te întreb dacă tu ai stat la Cămin sau... Nu am stat la Cămin. Am avut deja niște rude în Iași și am stat acolo. Am înțeles. Dar am fost prin căminele din Iași, am fost la cantina de la noi de la facultate, la căminele de la noi de la facultate, neapărat din Iași, și la cantina de la noi de la facultate. Mâncarea de la cantina este genială, deci preferam să mă duc la cantină decât să-mi fac eu mâncare singură. Era așa aproape, era așa ușor, puteam să mă duc în pauzele dintre cursuri la cantină și era tot ok. Căminele de la noi de la facultate sunt împărțite în trei categorii. Cămini cu condiții hoteliere, sunt două cămini cu condiții hoteliere, la care ai baie în cameră, o mini bucătărie. Cred că e regim hotelier, nu? Da, regim hotelier. Sunt două sau trei cămini care nu au regim hotelier, dar oarecum au condițiile mai bune. Și sunt restul căminilor, adică unii medii sunt mai mici, în care au baie pe palier sau bucătărie la comun și mai mulți în cameră. Am înțeles. Și despre cantină, că discutam despre cantină, cred că cea mai importantă chestie e că e și foarte ieftin. Da, mai ales ca și student. Deci, din ce am înțeles eu la noi la cantina facultății, pot să vină și salariați și studenți la alte facultăți, dar fără reducere. Iar dacă ești de la Alexandru Ioan Cuza, de la noi, de la universitate, ai niște reduceri foarte mari, adică mănânci foarte ok și cu bani foarte puțin, exact ca pentru un student. Nu știu, niște prețuri foarte ok și cu mâncare foarte bună. Da, până la urmă, cantina nu e făcută ca să aibă profit. Da, e doar ca să te ajute pe tine ca și student sau, na. Chiar recomand mâncarea la cantina. Am mâncat și odată de la azi la cantina, e foarte, foarte bun. Cred că aproape toate facultățile au o cantină bună, mâncare făcută multă și... E bun automat. Dacă ții regim, până la urmă, ți asumi că na, o să ai un stil de a mânca și na, un program special de mâncare. Dar dacă ești un om normal care mănânci majoritate... Normal, cam sunt și aia care-s vegani, să nu... Da, normal, adică mănânci cam orice, nu ai un regim strict alimentar. Da, omnivori. Poți mănânci liniștit la cantină. Și dacă ești vegan, poți mănânci la cantină. Că la noi la cantină, din ce știu, are și meniuri pentru oameni care țin post sau care sunt vegetariani. Am înțeles. Da, nu știu, nu, de la mine la cantină nu cred că m-am interesat de meniuri de genul ăsta până acum, deci
N-am de unde să știu dacă și la noi. Mâncam ce găseam. Că de obicei era bun. Și ca ultimă întrebare, ce ai recomanda viitorilor studenți sau ce voiai tu să afli înainte să ajungi la facultate? Mi-aș fi dorit ca cineva să vină la mine și să-mi zică: nu te panica dacă crezi că nu faci față. Așa simte toată lumea, nu ești tu cu nimic mai prejos decât ceilalți. Toată lumea simte că nu faci față, pentru că este un domeniu nou până la urmă, sunt niște materii cu totul noi, niște condiții oarecum noi, pentru că în liceu ești învățat cu absenții, la facultate ajung prezenții, nu mai ai absenții, ai doar prezenții, ai un număr de prezenții. Și mi-aș fi dorit ca cineva să-mi zică că nu ar trebui să mă panichez la fiecare chestie care mi se pare că nu înțeleg, pentru că este normal să nu înțelegi, dar cu timpul lucrurile se leagă. Asta aș fi vrut eu și cred că asta aș vrea ca ceilalți să înțeleagă. Dacă simți că nu înțelegi, nu ești singur, nimeni nu înțelege. Foarte, foarte bine spus și e foarte important dacă nu înțelegi să pui întrebarea, adică să nu-ți fie rușine față de ceilalți. Da, deci eu în liceu eram oarecum obișnuită, da, cu colegii mei de clasă și aveam curaj să pun întrebări, pentru că eram 20 ceva de copii, nu era așa special, ne cunoșteam deja și toate cele. Ei, când am ajuns la facultate, într-un amfiteatru cu 120 persoane, normal că nu mai venea să pun întrebări. Până am realizat că dacă nu întreb și dacă nimeni nu întreabă, nu o să știm niciunul și ne întrebam după aceea unii pe alții: știi, dar eu n-am înțeles asta. Și mai vine și altcineva: nici eu n-am înțeles. Și ne trezeam, uite așa, un grup de 10 oameni că n-am înțeles și ne gândeam, oare de ce n-am întrebat dacă tot eram atâția care nu știam? Și după ce am înțeles faptul că dacă pui o întrebare, n-o să uite nimeni urât la tine, nimănui nu-i pasă ce nu înțelegi tu, nimănui nu-i pasă dacă ai înțeles sau nu ai înțeles, așa că poți pui câte întrebări vrei. Da, da. E foarte, foarte important că după, dacă nu înțelegi ceva, următorul curs, să zic, sau seminar, iar nu înțelege altceva, se adună și la examen, o să fie foarte greu. Da, dacă în liceu lecțiile mai puteai să le înveți separat și dacă să reiau lecții, cealaltă oricum nu avea legătură, în facultate toate au legătură și dacă poate a doua nu are legătură cu prima, o să aibă a treia sau o să aibă a patra și o să fie nașpa. Da, da. Păi, super, atunci mulțumesc mult că mi-ai acceptat invitația. Mulțumesc că m-ai invitat și sper să mă mai inviți. Un an universitar productiv în continuare, sperăm să revenim cât mai de curând la predarea în persoană, să nu mai fie tot online și să continuăm viața de student corect, așa cum ar trebui. Da, să putem să ne bucurăm și noi de viața de student când am apucat până acum și ți doresc o sesiune ușoară și sper să ne auzim. Da, mersi. O zi faină. O zi faină și ție.